Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Dan Capat o să-l face praf pe George Buhnici, după ce vloggerul a primit o amendă de 20.000 de lei de la CNCD. Jurnalistul a răbufnit pentru că vloggerul i-a acuzat pe angajații emisiunii Extra Night Show că i-au editat și difuzat interviul cu afirmațiile scandaloase, în așa fel încât să-l pună într-o lumină nefavorabilă. Prezentatorul a mărturisit că i s-a dat șansa lui Buhnici să-și reflecteze la cuvintele ofensatoare. În tot acest timp, s-a așteptat un apel din partea vloggerului, prin care să-și justifice exprimarea: noi nu am exploatat în niciun fel acest interviu, în afara faptului de a-l difuza. Nu am făcut dezbateri, cum am fi putut face când eram la un show păcătos, tocmai pentru că am plecat de la premiza că fiecare om merită a doua șansă. Șansa a constat în mai multe momente, acela de a nu difuza imediat interviul. Difuzarea lui a avut loc după 7 zile, gândindu-ne că poate în acest timp va realiza grozăviile pe care le-a spus și va da măcar un telefon reporterului care a luat legătura cu el. Discuția apare în momentul în care, după această amendă, George Buhnici se simte dator de a explica din nou de ce a ajuns în postura de a lua amendă și pentru a doua oară, în cadrul aceluiași scandal, dă vina pe emisiunea noastră. A spus Dan Capatos. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.